Vedeți, pe noi problema ne întreabă să vedem în câte zile va consuma 3296 de tone cu 16 tone pe zi. Da? Cu 16 tone pe zi. Dar consumul în prima variantă este de 14 tone pe zi, pentru că noi am aflat 145 zile, mulțim cu 2030 împărțit la 145 și 14 tone pe zi. Dacă ar fi consumat 16 tone... Să aducem tonele pe zi la aceeași... Așa, să aducem tonele pe zi în ambele variante, da? Uh-huh. Și atunci zicem așa. Dacă la 2030 tone corespunde într-o 145 de zile cât... ca să vedem cu cele 2 tone în plus la 14, mulțim pe 16 cu 145. Deci, pentru a vedea care va fi fost consumul, gândim așa. 2300. Deci, 16 ori 145 face cât? 2320, da? Da, 20. Și spunem acum. Dacă la 2320 consumă 145 de zile la 145 de zile la cu 16 tone pe zi. Da. La 3296 tone va consuma X zile. Tot cu 16. Tot cu 16, păi zic, am adunat la aceeași lucru, da? Și acum zicem, X va fi egal cu... Crește, clar. Direct proporțional. Da? Direct proporțional. Și X va fi egal cu ăsta ori ăsta, împărțit la ăsta, nu? Da. 3296 ori 145 supra 2320 și asta ne duce la... Prin cât simplificăm aici. La 206, domnul. Exact. La acest 206 zile, da? Da. Nu rămâne decât să facem mulțirea, să facem tot capul și facem 2000 de ani. Care a fost secretul? Noi am raționat foarte clar, corect, problema. Dar n-am sesizat că putem aduce spre comparare cantitățile care ar fi fost consumate în varianta în care s-ar fi consumat toți 16 tone. Aceeași cantitate. Adică s-ar fi consumat pe zi aceeași cantitate. Sigur că alta este cantitatea de aici. Da? Corect. Deci, și acum suntem în situația de a surprinde 16 tone și în prima variantă și în a doua variantă. Deci, asta a fost singurul lucru care ne-a lipsit. Raționamentul a fost corect. Știam că problema avem în mână, dar cum anume traducem în varianta în care? În varianta regulii de trei simple. Dar vreau să vă spun un lucru. Dacă un elev îmi făcea raționamentul acesta, foarte simplu, el a aflat dacă 2030 vreo 145 împărțea și 14 tone. Acum a zis și 16 tone. Adică și împărțirea asta în 16. Și nu avem niciun motiv să mă supăr. Sigur, maxim. Pentru că el mi-a lucrat-o corect. A gândit bine problema. Că nu este atât de important. Dacă făceam 2300 împărțea 14, nu? Și ne dădea un număr și apoi numărul ăla puncte 145. Deci dacă făceam pe 2000, cât crezi tu 2000? 2030. Deci împărțit la 145. Îți dădea 14. Îți dă 14 și consumul pe zi. Și fiindcă spune cu 2 tone în plus pe zi, înseamnă că am consumul de 16 tone pe zi. 16 tone pe zi, când am cantitatea asta, înseamnă că pentru a afla numărul de zile, împar cantitatea la numărul de tone, da. Afla numărul de zile. Și foarte repede se afla. Și sigur, raționamentul ar fi fost corect. Eu, ca profesor, n-am niciun motiv să mă supăr când îmi dă răspunsul corect și gândește bine problema. Că, aici insist, nu este atât de important să spui așa, fac problema, numai dacă fac pe asta, prin metoda regulii de trei simplă, problema e corectă. Nu. Eu am făcut-o, mi-am ajuns la rezultat, este clar că am raționat corect,
Și am răspunsul respectiv, profesorul nu are voie să depunteze. Am povestit odată, nu la Națională, când un elev a dat o soluție în trei rânduri și a fost depunctat pentru simplu motiv că nu era după barem. Dar ca să ne ducem și în redactarea modelului acesta de tip regula din trei simplu, a fost important să sesizăm că trebuie să surprindă același consum. Se modifică cantitatea. De la 14 ajung la 16 tone pe zi, nu tot aceeași cantitate în 145 de zile va fi, ci o altă cantitate. Și acum, cele două cantități le avem cu 16 tone pe zi. Și ca să aflu numărul de zile, deci este treaba foarte, foarte simplă. Mai lucrăm la regula de trei zile? Să facem o temă. Nu, hai să facem tema. Tema, da? Pentru algebră, dar ți-am zis că am făcut-o și eu. Ce da, 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 problema 5 nu știu dacă am făcut-o. Am făcut-o și pe 5. Pe 3 sigur o găsim pe internet. Dar pe 5 să vedem. Să vedem tema mică. Unei echipe de 25 de muncitori, iar fi necesare, 5 de la 4, 6 de copii. Deci, unei echipe de 25 de muncitori, iar fi necesare 40 de zile pentru a realiza o lucrare, dar în primele 10 zile lucrează doar 20 de muncitori, iar în următoarele 5 zile doar 15. De asta n-am făcut-o mie. Deci, unei echipe de 25 de muncitori, iar fi necesare 40 de zile pentru a realiza o lucrare. Da. Dar în primele 10 zile lucrează doar 20 de muncitori. Deci 25 de zile. Unei echipe de 25 de muncitori. 25 muncitori. Da, de muncitori. Iar fi necesare 40 de zile. 40 de zile. Pentru a termina o lucrare. Da. O lucrare. Bun. Dar în primele 10 zile lucrează doar 20 de muncitori. Deci în 10 zile lucrează doar 20 de muncitori. 20 de muncitori. Da. Iar în următoarele 5 zile. Deci încă în 5 zile după aceea. Bine. Doar 15 muncitori. Nu pune de sub? Nu, de sub la 10. De sub la, așa, 5 zile. Dar trebuie să vedem în următoarele, deci după 10, încă 5, deci lăsăm aici 5 zile, câți muncitori vin aici? Vin 15 muncitori. Da. Câți muncitori ar fi necesari pentru a finaliza lucrarea la termenul stabilit? Mai citim noi. Unei echipe de 25 de muncitori. Iar fi necesare 45 de zile pentru a realiza o lucrare. Nu 45, 40. Deci, unei echipe de 25 de muncitori. Iar fi necesare 40 de zile pentru a realiza o lucrare. Asta înseamnă că într-o zi cât fac? Ca să vedem care este o lucrare. Să spunem, viteza de lucru pe, da, pe zi. Pe muncitor sau pe ce să facem? Păi, am putea 25 ori 40 fac și aflăm câte zile ar face un muncitor. Aha. Pe toată lucrarea. Corect. Dacă e 25 în 40 de zile, o fac pe lucrarea. Atunci ne închipând cu un singur muncitor, ar trebui 100 de zile, nu? Da. 25 ori 4, nu, 100. 25 ori 4, o mie. Deci cât? 1000 de zile. Da? Un singur muncitor. Un singur muncitor. Ar face într-o mie. Deci, haideți să ne închipuim așa. Deci lucrarea respectivă. Hai să o vedem mai pe un segment. Așa. Și ca număr de zile pe muncitor, ar trebui 1000 de zile. Da. 1000 de zile pe muncitor. Adică un singur muncitor ar executa într-o 1000 de zile. Bun. Ce se întâmplă? 20 de muncitori În prima parte. Dar în primele 10 zile. În primele 10 zile. Adică 10 ori 20 de muncitori face că 200 de muncitori. 200 de muncitori. Parcă ar fi 200 de muncitori de lucrare, nu? Deci pentru lucrarea aceea
ar trebui să lucreze un singur muncitor câte zile? O mie de zile. Da. Așa. Faptul că lucrează 20 de muncitori timp de 10 zile înseamnă că din lucrare se execută o parte din lucrare, e de parcă ar lucra un singur muncitor timp de câte ar veni? De 200 de zile. Da? Deci, practic, execută cât din lucrare? Dacă 200 de muncitori... Un muncitor, 200. 200. Înseamnă că execută cât din lucrare? 5. Raportul 1000 pe 200... 5? 1 pe 5. O cincime, da, nu? O cincime din lucrare. 200 pe 1000 fac o cincime, da? O cincime din ea. Deci, practic, în prima parte, cei 20 de muncitori fac o cincime. Da, după aceea ce fac. Iar în următoarele 5 zile, muncesc doar 15 muncitori. Iar cei 5 muncitori, cei 15 muncitori în 5 zile vor face 75 de muncitori. Da. Parcă ar fi 75 de muncitori, da? Da. Adică un muncitor? Adică, practic, dintr-o mie de muncitori cât ar fi executat, da. Se lucrează în cele 10 zile și încă 15, în cele 5 zile se lucrează ca și cum ar fost un muncitor 275 de ore. 275 de zile. Hai să insist un pic, ca să mă urmești și voi. Deci, aici e esențial să vedem cum surprindem lucrarea făcută de un singur muncitor. Deci 25 de muncitori, 40 de zile, înseamnă dacă în loc de aceștia ar fi un singur muncitor, ar trebui să lucreze 1000 de zile. Deci lucrarea ar presupune ca unul singur să lucreze așa 1000 de zile. Da? 1000 de zile. În clipa în care lucrează doar 20 de muncitori timp de 10 zile, fac lucrarea a 200 de, ca și cum ar fi locul a 200 de muncitori, nu? Pardon. Ca și cum ar lucra un muncitor 200 de zile. Da. Un singur muncitor, 200 de zile. Și acolo, un singur muncitor, 75. Și acum, un singur muncitor, 75 de zile, da? Da. Deci, practic, din toată lucrarea, de cum ar lucra 1000 de zile un singur muncitor, se execută în total lucrarea executată de muncitorul respectiv în 275 de zile, da? Deci, dintr-o mie de zile, da? Dintr-o mie de zile scădem pe 275 zile. 725. Și egal cu cât? Cu 725 zile. Ei, un singur muncitor. Lui ar mai trebui până la terminarea lucrării 725 de zile. El, problema, ne întreabă câți muncitori ar fi necesar pentru a finaliza lucrarea la termenul stabilit? Ei, cât am epuizat? Cât am epuizat în momentul de față? 10 zile și cu 15 zile. 15 zile. Ne mai rămân 25. 25 de zile. Da. Și acum 25. 725 împărțim la 25. Deci 725 împărțim la 25. Corect. 725 împărțim la 25. 29. 29 de zile. Păi lăsăm este un punct. 25. A, 29 de muncitori. 29 de muncitori. Muncitori. Da, 29 de muncitori. Da, hai să vedem acum cum încadrăm problema. Dar noi am gândit-o din perspectiva noastră. Corect. Care aici, Cosmin, ce ți-a plăcut în mod deosebit? Rareș. Deci, un muncitor. Care a fost cheia? Să surprind lucrarea. De parcă ar face un muncitor. De parcă ar face un muncitor. Așa a fost esențial. Că spune, lucrarea ar consuma pentru 25 de muncitori 40 de zile. Trebuie să mulțim 25,
40. Exact. Deci am transformat lucrarea raportată la un singur muncitor. Invers proporțional. Deci dacă la un muncitor corespunde 1000 zile, da? La un muncitor înseamnă 1000 de zile. La câți aici? Câte? La 20 ori 10, 20 ori 10, adică la 200 de zile corespunde, nu? 20. De ce am zis eu 20? 20 ori 10. 20 ori 10, 200 de zile. 200 zile. Dar noi știm cât muncitor. Nu. Aici mă complet. Mă complet. Deci, practic, după ce am raportat așa la 1000, la muncitori ar însemna un consum de 1000 de zile, îmi permis să spun că în primele 10 zile am câte aici? Am consumul de 200 de... ca și cum ar lucra 200 de zile un muncitor. Încă pentru celelalte 5 ori 15, 75. Și acum spun că în total ei au lucrat cât? 275 zile în locul muncitorului care ar fi lucrat singur 275 de zile, da? Și câte zile au lucrat aceștia? 10 și cu 5, 15 zile, da? Câte zile mai aveau ei de lucru? Câte zile mai aveau să termin lucrarea? 25. Deci câte zile mai aveau de la până la 40 la 15? 25, da? 25. Deci în 25 de zile X. Da? X muncitor aici. X muncitori ca număr. Și să vedem direct sau indirect. Deci 275 15 zile. Așa, ce vrem noi să aflăm? Un numărul de muncitori. 29, da. Numărul de muncitori. Și cum am procedat? Am zis așa. Am zis 725 împărțit la 25. 725. Împărțit la 25. Da. Deci, un muncitor i-ar fi trebuit 725 de zile unui muncitor. Iar pentru ca să se realizeze lucrarea în 25 de zile, X muncitori. Asta este momentul, da. Deci, un muncitor ar trebui să lucreze 725 de zile, iar urmează 25 de zile, X muncitor. Și atunci, aici X egal cu... Mai mult. X egal cu cât? 725 supra 25. Și egal cu 29, da? Deci e invers proporțional aici. Invers, da? Proporțional. Invers proporțional, că să zicem că numărul de muncitori trebuie să fie mai mare. Uh-huh. Dar de muncitori 75. Cum? De un muncitor 75. Păi inițial un muncitor făcea 1000 de zile, uite. Deci da. Lucrarea toată ar fi fost terminată de un singur muncitor într-o 1000 de zile, da? Da. Lucrând ei mai mulți, 20 de muncitori, timp de 10 zile, au executat... Echivalent cum a spune că un muncitor 200 de zile. A executat un muncitor 200 de zile. Și mai lucrând încă 15 muncitori timp de 5 zile... Echivalent cum a spune că un muncitor 75 de zile. Așa. Exact cum ar fi un muncitor 75 de zile. În total, ei au executat, de parcă un muncitor ar fi executat de unul singur, 275 de zile, 275, 275 de zile. Și am scăzut din 1000. Câte zile ar fi avut el, muncitorul acela de executat și ar fi mai rămas
de executate pentru lucrare un număr de 725 de zile. Deci, un muncitor ar fi terminat lucrarea în 725 de zile. Dar câți muncitori vor termina lucrarea? În 25 de zile. De ce 25? Zice că la termenul stabilit tot 40 de zile să fie lucrat. Lucrarea trebuia terminată în 40 de zile. Exact. 10 s-au consumat și 10 s-au consumat, s-au mai consumat 5. S-au consumat în total 15. Și acum din 40 de zile termenul cât a fost? A rămas 25 de zile. Și acum problema s-a pus în 25 de zile câți muncitori? Nu-i trebuie ca să termine lucrarea. Am raportat totul la un muncitor ca să putem să găsim. Și acum am aflat numărul de muncitori care ne trebuie ca să finalizăm lucrarea în termenul stabilit. Da. Corect. Și în felul ăsta am găsit... Nu cred că văd așa complicată la test. Da. Cheia care a fost aici? Să reducem la 1. Să văd câte zile ar trebui unui singur muncitor. Și era ceva corect până la sfârșit, adică ținut cont fiecare, că ei se pierd. Da. Deci tot timpul am avut în vedere chestia asta să... Altfel aici lucrurile ar fi fost complicate dacă nu surprindeam la un muncitor. Varianta lucrului unui singur muncitor. N-aș fi reușit să acopăr, nu? Ar fi fost destul de dificil. De aceea, eu am părerea asta că la matematică trebuie să avem, cum să spunem, forța cea necesară să spunem, da, pot face programa. Deci, trebuie să citesc programa de mai multe ori, cu multă grijă. Să o citesc și de la într-o capă și în celălaltul, să văd miezul ei. Deci, câtă vreme nu apăs pe butonul acela, nu pot să surprind programul. Două probleme consecutive. Nu rezultatul este important, ci miezul. Sigur că da. Sigur. Nu că am ajuns la rezultat. Am ajuns la rezultat. Este, poate o întâmplare. Le-am mulțit, l-am împărțit niște numere acolo și poate să fi fost din întâmplare, să-mi fi dat un răspuns. Acela să fie chiar cel care era problema. Nu ăsta este rostul, ci să pot emite acel raționament care să mă conducă din aproape în aproape spre finalul respectiv. Așa cum sunt la aritmetică, și voi vă amintiți la 1.4, se întâmplă metoda de rezolvare a problemei de aritmetică, metoda falsă ipoteză, mers înapoi, metoda segmentelor, nu știu ce, nu știu cum. Lucru pentru care, mă rog, eu n-am să fiu niciodată de acord ca să se cultive aceste metode, ca îndată tu citești o problemă să te întrebi unde o încadrezi, metoda asta sau metoda asta? Tu umbli după metodele cele așa. Ci mai degrabă să înveți să gândești o problemă. Deci mult mai important este acest lucru. Problema este la prima citire, ești atent, o vezi, ai experiență în urmă și încerci să o încadrezi, să o judeci din prisma ta, prin prisma ta. Deci asta e matematica, să învățăm, să gândim cât se poate de corect și atent la momentul acela. Acestea au fost două probleme, două exemple de probleme în care nu neapărat graba de a spune metoda trei simplă. Acolo mă duc. Da, invers. Sau păi stai direct sau invers profesor și gata să apeși pe buton. Astea sunt probleme la început, acolo, când sunt ușurele. Ușurele, corect. Dar când mai se avansează, lucrurile sunt mai dificile. Și se ascunde câte ceva. Data trecută s-a ascuns să ne închipuim că avem același consum. 16 tone în 145 de zile ar fi fost o altă cantitate care a fost necesară. Și acolo ne-am. Acolo a fost momentul. Da? Acolo, până când ne-am prins că trebuie să ne ducem acolo, am bâșbuit problema. Ați făcut mersul înapoi, domn profesor, recunoașteți. Sigur că da, sigur că da. În experiența care o am, m-a ajutat eu am gândit problema și mi-am dat seama că e corectă. Da. Și atunci am spus, stai o clipă, cum anume, ce anume, unde este punctul acela sensibil? Era vorba de a le aduce spre același consum de 16 tone și modificam cantitatea. Și asta era. Și asta era.
Iar aici, tot așa de tare a fost, tot interesantă, când mi-am închipuit că... Un singur muncitor, când a terminat lucrarea, într-o mie de zile. Și de acum, pe el l-am folosit, l-am învârtit, până când mi-a rămas restul lucrării, atenție, restul lucrării, adică 725 de zile. Da. El ar fi terminat-o în 725 de zile. El, unul. Dar lucrarea trebuie terminată la timp, în 25 de zile, trebuie grupa mai mare. Și atunci muncitor și facem lucrarea. Da? Deci așa vreau să vă invit să înțelegeți. Tu rare trebuie să înțelegi neapărat că tu trebuie să te faci inginer, băieții se fac. Băi, cu muncitor mă lungesc mult rău de tot. Cu muncitor. Aduc, da. 29 și deci, asta este secretul la matematică. Și nu există alte soluții decât muncă și iar muncă. Da, chiar că multă. Foarte multă. Nu avem o rețetă, că dacă ar exista o rețetă de tipul faci așa, treci la proful online și totul merge, nu, nu e adevărat. Merge, dar trudim. Deci trudim. Nu propun altceva în lecțiile mele decât să învăț pe cei cu care stau de vorbă cum să gândească la o problemă. Corect. Da? Deci cum să gândească în fața unei probleme și ce... Cu ce arme să se înarmeze, cum să ducă la să intre în bătălia asta. Că problema este o chestiune de necunoscut. Este o chestie care te surprinde. Și tu începi bătălia cu ea, cu necunoscută. Și aștept ziua în care se bat ei toți ca să vă impresioneze, care să dea răspunsul, care și cum a gândit, care și cum a spus, să vă dea de spate, domnul profesor. Trebuie să spun că este o bătălie foarte grea. Dar foarte grea și nu numai din perspectiva ceea ce înseamnă evoluția voastră și din bătălia care duc eu la nivel național. Dar cum nu vă lăsați dumneavoastră, nici ei nu o să vă lăsați. Da. Și am să stau un pic de vorbă ca să spun niște date, că am niște date noi. Da? Da, da. Că așa se explică încercarea de rupere a grupului. Deci există o bătălie foarte dură. Și am toate datele. Da. Ce rupere? Da. A grupului. Da, deci este sus treaba ca să nu reușesc. Dar eu știu că reușesc. De unul dintre copiii care au venit de la ei, știu că mi-a zis direct. Dar unul a fost. Și s-a retras după prima oră. Da. Mami a zis. Știu povestea. Da. Pentru că bunicul lui e profesor de matematică și pentru că. Și v-am zis atunci în momentul acela. Bunicul... Băiețelului care acaba. Bunicul este. La revedere! Da.